Vă pup, dragii mei, și bine ați revenit! Astăzi avem o zi cu soare! Iuhu! Ce mă bucur! Este așa pe sufletul meu. De mult nu am mai văzut soarele și sunt foarte fericită. De dimineață a fost foarte, foarte frumos, senin. Chiar au anunțat că se mai încălzește și mă bucură foarte mult acest lucru. Cu toate că atunci de Crăciun și de Anul Nou aș vrea zăpadă. Pentru că fără zăpadă nu mai are niciun farmec. Sunt sărbătorile de iarnă și ne trebuie zăpadă și chiar ger. Am reușit să împodobesc și eu curtea, chiar și o parte din casă, iar brăduțul, nu știu, probabil că îl fac mâine sau poimâine. Va trebui să merg să-l cumpăr pentru că vreau brăduț natural, așa cum v-am spus. Da, și acum să intrăm în alt subiect. Am să discut la început despre ceea ce a spus patroana pe vlog, pentru că m-am uitat și eu, nu am de ce să nu recunosc, și am văzut unele lucruri pe care le tot vorbește așa la adresa mea. Și parcă înțelesesem că nu o să se mai vorbească despre mine. Dar ce să faci, că la cam fiecare vlog, așa să spun, trebuie să fie pomenită Dana. Nu se poate nimic fără Dana, nu înțeleg ce tot au. Patroana a afirmat pe acolo că Leo s-ar fi îngrijit de toți câinii mei maidanezi, 30 la număr, parcă spunea dumnea ei acolo, și că le-a făcut căsuțe, cotețe, nu știu ce spunea ea acolo exact, dumnea ei, cum să mai mă adresez, și că nu știu ce căra Leo porbagajul plin de mâncare și mai nu știu ce. Deci mai lăsați-mă cu poveștile acestea pentru vizualizări. Sincer, chiar m-am săturat de ele. Povestiți despre dumneavoastră mai bine. Am să vă spun eu așa, să vă dau o idee cam ce ați putea să povestiți despre dumneavoastră, de exemplu. Dar să terminăm subiectul cu câinii. Leo s-a îngrijit de cățelușii, într-adevăr, pe care îi aveam la București când stăteam împreună. Acei cățeluși, cei micuți de rasă pe care i-ați mai văzut prin vlogurile mele. Și nu de toți, pentru că nu erau toți atunci când stăteam la București. Era vorba despre Baranquila, despre Renucu, despre Renuca, despre Moaxa și mai târziu, ori așa, spre finalul, când până să plec de la București, a mai fost crevete, cașcaravete, cel mic chihuahua. Și din cei mari îl aveam pe Mistrețu, pe Ana și pe Buldoaga. Deci trei câini din aceștia mari de curte. Iar cei mici de care vă spun erau cățelușii noștri. O parte din ei a cumpărat el. Mă refer aici la Renucu și la Renuca, mai de mult. Și era normal să-i îngrijească pentru că erau cățelușii noștri, nu? Trebuia să se ocupe de ei. Dar nici de cum, ceea ce spune dumnea ei, că Leo s-a îngrijit de toți câinii maidanezi, cum spune dumnea ei, da, sunt toți câini luați de pe stradă, cei mari de curte, care sunt destul de mulți la număr, dar el nu a avut absolut niciun fel de implicare financiară de când am cumpărat casa de 3 ani. Inclusiv la acea casă nu are absolut niciun fel de implicare financiară. Așa că lăsați-mă cu poveștile acestea, că a făcut Leo, că a cumpărat Leo, că nu știu ce a făcut Leo. Mai lăsați-mă, că așa cum am mai spus, știu eu foarte bine cum stau lucrurile, de altfel și Leo știe foarte bine, chiar și patroana, dar ce să facem, ne trebuie subiecte pentru vizualizări, nu? Iar dumneavoastră, cei care îmi scrieți acolo comenturi, în mare parte nu aveți vină, pentru că dumneavoastră judecați la ceea ce vedeți expus pe YouTube și la ce spun ei toți grămadă.
Nu știu dacă ar fi cazul să încep să spun eu, de fapt, cum stau lucrurile. Aș avea și eu destule subiecte pentru vizualizări. Dar, așa cum am mai spus, eu am stat în banca mea și nu știu cât o să mai fiu dispusă să mai stau. Eu nu am vorbit aberații, tot ce am spus cred că s-a observat de fiecare dată că am spus real ceea ce este, pentru că nu mă interesează să spun nu știu ce senzații ca să fac vizualizări. Am spus pur și simplu ceea ce a fost și ceea ce este real. Este din nou coloană, deci interminabilă. Se circulă cu 3%, cred că se vede. În fine, așa le place să facă tot felul de afirmații și tot felul de tâmpenii, doar ca să ce? Să facă vizualizări? Nu mă deranjează să facă câte vor, dar să nu mai împomenească numele. Am mai spus de o grămadă de ori, chiar nu se potolesc? De exemplu, acolo am tot văzut prin comenturi că nu-l iau pe Leo la mine, că nu-l iau pe Leo la mine. Păi, în primul rând, de ce l-aș lua pe Leo la mine? Este casa mea și doar a mea, repet a mea oară, da? Nu a avut absolut niciun fel de cotizație financiară, să spunem așa, ca să înțeleagă toată lumea. Iar atâta timp cât eu nu am fost la el, el de ce ar veni la mine? Da, el a fost la mine. Mai la început atunci, a și locuit la mine o perioadă mai scurtă, nu știu, o săptămână, două. Apoi, nu știu, am plecat din nou la București, nu știu ce a mai fost, în fine. Și chiar și când locuiam la București, venea la mine, mă lua, mă aducea, stătea cu mama de vorbă, normal că venea în curte, în casă. Adică nu vă imaginați că el nu a călcat pe acolo sau nu știu ce n-a făcut. Că stă la poartă, cum am mai văzut eu prin comentarii, sau că are interzis. Nu, nu are interzis, dar dacă lucrurile ar sta așa cum trebuie să stea într-o familie normală, automat că lucrurile ar fi altfel. Dar noi nu am fost o familie normală niciodată, așa că de ce ar trebui să respect eu normalitățile? I-am respectat teritoriul, eu nu am ce să caut la el, așa că el de ce ar veni la mine? Da, într-o familie normală lucrurile stau altfel. Știu și eu ce înseamnă o familie normală, pentru că am avut o familie normală și evident că știu cum stau lucrurile și cum funcționează. Dar la noi niciodată nu a fost vorba despre acest lucru. Și tot pe acolo reproșuri vis-a-vis că nu i-am dus lui nimic la pușcărie, că nu am făcut, că nu am dres. De când ne-am despărțit și am plecat de la București, fiecare pe drumul lui, eu de 3 ani de zile sunt efectiv pe picioarele mele. Chiar și acum când a ieșit din pușcărie de un an de zile, el nu știe dacă eu am avut nevoie de ceva sau mi-a trebuit de ceva sau m-a susținut în niciun fel. Așa că fiecare este pe picioarele lui și se descurcă cum poate. Simplu, nu? De ce m-aș implica eu mai mult de atât? M-am implicat destul. Am fost după el la pușcărie, am fost după el la spital, atât cât am vrut, atât cât mi-am permis și atât cât am considerat eu că este cazul să fac. Am făcut oricum destul. Alții care trebuiau să facă mai mult de atât nici nu s-au deplasat de acasă. Deci, ce mi se poate reproșa? Nimic. Așa cum am mai spus, știu eu foarte bine cum stau lucrurile și cum sunt lucrurile de fapt, pentru că nici de cum nu e ceea ce se expune pe YouTube. Vai, toată lumea se vaită, mi-a dat Leo sute de miliarde, am mâncat, l-am adus la sapă de lemn și ce am mai făcut eu? Dacă fiecare ar fi știut să își chibzuiască banii, și mă refer aici la perioadele acelea cu emisiunea unde s-au câștigat enorm sume enorme pentru fiecare vorbesc,
nu chiar pentru fiecare, să spunem pentru protagoniștii principali, dacă și-ar fi chipzuit fiecare bani și-ar fi știut ce are de făcut cu ei, lucrurile ar fi stat cu totul altfel pentru toată lumea. Dar ce să facem? Fiecare face cum ne duce capul, fiecare gestionează banii așa cum se pricepe și cum îl duce capul și ca atare unii realizează, unii nu realizează, alții ajung la sapă de lemn și tot așa. Pentru că persoanele implicate în acest balamuc, să-i spunem, cam așa obiceiul, să cheltuie până la ultimul leu. Tot ce au, cheltuie, dau cu ei dați vârlita, fără să facă ceea ce trebuie de fapt. Și atunci cui e vina? Nici nu pot să încep eu acum să spun cum sunt lucrurile, de fapt ce se întâmplă, pentru că nu stau să mă justific în fața nimănui și nu stau să îmi expun eu viața de la A la Z ca să mă ridice pe mine lumea în slăv și să îmi dea mie dreptate. Fiecare judecă așa cum crede, așa cum poate. Asta e. Am spus așa câte ceva din fiecare lucru, câte puțin, cine poate să înțeleagă, înțelege, cine nu, să judece mai departe și să creadă ceea ce dorește. Nu trebuie să-mi dea nimeni dreptate. Fiecare știe mai bine ce este în familia lui, dacă are familie, în jurul lui. Deci nu o să încep eu acum să detaliez de la A la Z ce e, cum e și de ce e. Eu tot timpul am spus că știu lucrurile cum stau, știu eu mai bine ce am de făcut, pentru că știu care este realitatea de fapt. Era normal să dau și o replică, să spun așa, gen să spun câteva lucruri referitor la ceea ce se tot spune. Și am mai văzut pe acolo prin comenturi că mai îmi spun niște dudui așa foarte ofensate. Vai, vorbești de Leo, o să faci vizualizări. Păi normal că vorbesc de Leo, auzi. Deocamdată este tot soțul meu, sau cum să-i spun, este, pentru că nu s-a terminat divorțul, da? E normal să vorbesc de el. Atâta timp cât el vorbește de mine, eu de ce să nu vorbesc? Eu am interdicție sau cum? Da, am să vorbesc despre acest lucru puțin mai încolo. Să termin cu patroana acum. Da, patroana, am văzut că mai face dumneaei așa niște scheme, ca și cum pe vloguri este, vai, împotriva mea total. Deci m-ar tăia în patru dacă m-ar vedea, gen. Așa încearcă dumneaei să creeze impresia. Lucrurile nu sunt nici de cum așa, să știți, pentru că eu am mai vorbit cu patroana, inclusiv acum când a fost Leo la spital, am vorbit la telefon cu Luci, am vorbit la telefon cu patroana, vorbeam acolo ce regim îi trebuie lui Leo și cum trebuie făcut. Deci, despre ce vorbim? Chiar Leo îmi spunea la telefon, Dana, n-ai vrut să o iei pe patroana, să o luăm la turci, că uite, nu și-a făcut pașaportul. Și i-am zis, Leo, de ce minți? Să audă patroana așa. Am avut eu vreo obiecție în cazul în care ar fi fost să plecăm la turci, să nu meargă patroana? Merge cine vrea, pentru că nu este treaba mea. Și spunea că n-are bani să facă pașaportul. Aceasta a fost replica lui Leo. Și am spus, hai Leo, lasă, n-ai bani să-i faci pașaportul, asta e bună. Apoi, mă rog, discuțiile au degenerat, am vorbit cu totul altceva, v-am spus, am vorbit și cu Luci. Și să știți că dintre toate personajele, să spunem așa, Luci este singura care pot să spun că este cu capul pe umeri și știe ce face. Restul, ce să mai comentez?
Eu tot timpul am vorbit cu Luci, am ținut legătura permanent și când era Leo la spital internat cu toate aceste probleme, am vorbit mereu cu dumnea ei. Îi port respect. Bine, nu că nu i-aș purta și patroane și celorlalți, dar este cu totul altfel. Cred că ați observat și dumneavoastră, cu toate că nu prea ați văzut-o pe vloguri, dar în fine. Se poate discuta altfel cu dumnea ei și înțelege cu totul altfel lucrurile. Patroana dă din gură și vrea să mănânce și să bea tot timpul. Chiar și acum am văzut că îi pune pe masă acolo lui Leo cana de vin la nas, nu știu ce îi mai pune. În primul rând că omul ăla nu trebuie să mai vadă asemenea lucruri, că se abține foarte greu și în fine, este treaba lor ce fac. Vorbesc vis-a-vis de ceea ce am văzut acolo. Patroana, dacă tu vrea să vorbească despre mine, aș să vorbesc și-o puțin de dumnea ei, că eu de ce l-aș face un fund, nu? Ar trebui să se gândească mai bine că am început belele la băga pe Leo. Când eram la București și tot venea dumnea ei pe la noi, tot spunea, Leo s-a umplut țiganii de bani, s-a umplut țiganii de bani, am făcut miliarde, tu nu faci nimic? Despre ce vorbim? Și s-a văzut ce a făcut Leo și unde a ajuns. Nu? Și multe altele. Așa că să stăm fiecare în pătrățica noastră și să ne vedem de ale noastre. Să lăsăm chestia asta cu Dana în sus, Dana în jos. La orice vlog, Dana, căței, i-a mâncat banii lui Leo, nu știu ce a mai făcut Dana, ia mai scutiți-mă, gata. V-am mai spus odată să nu mai aud lucruri de genul acesta despre mine pe vlogurile voastre, dar văd că nu vă potoliți. Aveți destule subiecte de discutat, discutați despre voi ce faceți acolo, nu este treaba mea. Eu nu cred că m-am legat de cineva să vorbesc ca să mă atârn așa de el pur și simplu să fac vizualizări. Am vorbit despre Leo pentru că era normal. Pentru că sunt interacțiunile acestea între noi și cum el vorbește de mine toată ziua, Dana în sus, Dana în jos, eu cum adică, eu de ce să nu vorbesc? Nu am voie sau nu-mi dau doamnele frustrate voie să vorbesc despre el? Atunci să vorbească dumnealor despre el. Pentru că acum am să revin la acele comentarii, erau foarte ofensate că plec eu cu Leo în Turcia, să plece dumnealor în locul meu dacă sunt așa ofensate. Am mai repetat și mai repet, am impresia că limba română nu se înțelege foarte bine, nu se înțeleg sensul cuvintelor, ori cele care înțeleg doar ce le place, doar ce vor, dar le recomand să mai asculte cu atenție, inclusiv, cred că ultimul vlog, da, în care am spus de plecarea în Turcia, inclusiv cel de dinaintea lui. Am specificat de nu știu câte ori, și în vlogul acela și în celălalt. În celălalt am vorbit despre faptul că îl deblocasem când era el la spital, pentru că era în situația în care era și v-am mai spus că toată lumea mă suna și îmi dădea mesaje să-l deblochez, să vorbesc și așa mai departe. Și am făcut acest lucru. Chiar am specificat și în acel vlog că dacă l-am deblocat și am vorbit cu el, nu însemna că gata, toate lucrurile sunt roz între noi, că ne-am împăcat, că renunț la divorț și așa mai departe. Dar a sărit așa un grup de dudui pe mine, vai, ești așa, ești pe dincolo, că faci, că dregi, că te-ai împăcat cu el, că ai renunțat la divorț. Dar ce aveți, doamnelor? De ce sunteți așa ofensate? Sunteți nefericite, vă lipsește ceva, care este problema? Am specificat și atunci și specific și acum, fac ce vreau, că este viața mea. Da, este ok să vă spuneți părerea? Nu știu,
să vă exprimați punctul de vedere, dar nu puteți să o faceți și noastră așa puțin mai elegant? Am înțeles, nu vă descurcați la capitolul acesta. Ok. Și în ultimul vlog cu plecarea la turci, de asemenea am specificat că Leo m-a pus să fac pașaportul, ceea ce am și făcut, pentru că pașaportul meu era expirat. Eu habar n-aveam de acest lucru, chiar când am verificat, am văzut acest lucru și da, m-am dus și am făcut pașaportul, pentru că este normal să ai pașaportul în regulă, pentru că nu știi ce se întâmplă sau ce vremuri vin. Și ca atare am fost și am făcut pașaportul. Și da, Leo era nerăbdător, nu credea că l-am făcut, tocmai pentru că mă cunoaște foarte bine și știe că și dacă vorbisem cu el la telefon, nu era totul roz și nu mă împăcasem cu el, da? I-am trimis poză la pașaport când am fost și l-am luat și înainte de a mă duce să-l iau, mi-a spus să-i arăt chitanță ceva ca să fie sigur că l-am făcut. I-am trimis de asemenea pe WhatsApp, i-am arătat și acesta a fost capitolul cu pașaportul și chiar și în acel vlog am specificat că asta nu înseamnă că ne-am împăcat și că o să plec neapărat cu el în Turcia. Dar doamnele au început din nou, tot cam același grup am observat, probabil că sunt fanele altei persoane sau nu știu ce vor, nu mă interesează, dar încă o dată repet, nu am nicio problemă să-și exprime părerea, punctul de vedere, dar nu la modul cum vorbesc dumnealor. Dar, mă rog, atâta pot, atâta fac. Doamne, deci este atât de aglomerat, este haos. Bun. Și am luat pașaportul. Acum am tot discutat cu Leo. Evident că vroia să mergem la turci și că vrea în continuare și așa mai departe. Dar eu nu i-am dat un răspuns, nu i-am spus că merg sau că gata, este totul perfect între noi. Rămăsese să mai vorbim, să analizăm situația, să vedem ce este de făcut. Dar el, în toată această perioadă, fac o paranteză, am venit din nou la market să mai fac niște cumpărături, este mai devreme și am zis că să rezolv aceste lucruri ca să nu mai prind aglomerația. Și se pare că așa este, pentru că nu este aglomerat. Bun. După ce am luat pașaportul, a început cu o grămadă de tâmpenii. Așa cum v-am mai spus, cu niște gelozii, cu niște aberații, cu niște doamne, deci te doare capul. Eu nu știu omul ăsta de unde scoate toate aceste lucruri și de unde îi vin toate aceste tâmpenii în cap, pentru că efectiv m-a nebunit. În fine, ca să prescurtez, v-am mai spus și pe vlogul trecut, tot bombănea că nu răspund la telefon, că sunt nu știu unde, că fac că drept. M-a scos din sărite și ca atare, ce să vezi, i-am dat blog din nou, peste tot. I-am spus înainte de a-i da blog, în nu știu câte mesaje. Omule, eu nu pot să stau și să continui cu tine așa. Nici acum nu înțelegi și nu vrei să faci nimic ca să fie bine, nu ai decât. I-am dat blog din nou, atunci a făcut el și vlogul acela în care a spus că nu o să mai vorbească de mine, că nu știu ce, dar văd că vorbește în continuare, pentru că eu îi dădusem blog pe toate rețelele din nou. Ca și acum, cum este blocat din nou peste tot și tot sună, tot sună din nou de 5 miliarde de ori. Cam așa sunt lucrurile. Mi se părea normal să spun câte ceva referitor la ceea ce se întâmplă, pentru că tot vorbesc și ca atare trebuie să se știe exact care este situația. Vom vedea ce o să facem
de acum încolo și care vor fi lucrurile și care va fi finalul. Da, am să intru acum să mai fac cumpărăturile, pentru că mai am o listă pe aici cu ceea ce am de cumpărat. Și apoi voi merge mai departe unde mai am treabă. Și moșul ne așteaptă la intrare sau la ieșire, depinde. Multe floricele frumoase. Am făcut și cumpărăturile aici, din nou am umplut coșul. Deci ador floricelele. Îmi plac toate colorate și frumoase. Și acum merg spre mașină. Și gata, m-am descurcat super repede, a fost chiar bine. A fost un pic aglomerat, dar poftiți. Totuși a mers bine. Ce uimit e nenea că l-am lăsat să treacă, nu-și mai lua privirea. Foarte repede a mers, pentru că nu era așa aglomerat la case. De obicei la case este problema. Așa, interiorul marketului era destul de aglomerat. Acum am să merg la măcelărie, acolo de unde cumpăr eu, unde fac cumpărăturile vis-a-vis de preparatele din carne și chiar și carne. Pentru că sunt produse foarte proaspete, aprovizionează mereu și diversificate, găsești chiar tot ce vrei. Pentru masa de Crăciun voi cumpăra atunci mai în apropiere, cu toate că am mai cumpărat câte ceva așa, le-am pus la ladă, dar este parcă altceva când le cumperi atunci proaspete, așa să nu le mai pui să le mai congelezi. De acolo cumpăr niște cârnați, v-am mai spus de ei, foarte, foarte bun, așa afumați, dar îmi plac că nu au absolut niciun fel de condimente. Mie nu-mi plac toate condimentele, câte, nu știu, am mai observat așa prin unele produse, sunt niște condimente care nu-mi plac, nu prea știu exact ce au, pentru că nu le consum. Piperul ador, în rest nu prea am treabă cu celelalte condimente. Deci este incredibil, haos total, bară la bară. Îmi dau seama ce o să fie atunci mai în apropierea sărbătorilor. Un băiat cu motorul foarte nervos, cred că l-auziți. Nu știu unde vrea să ajungă, să sară peste mașini. Așa, bagă-te, bagă-te că nu te văd bine. Gata, am ajuns la măcelăria aceea de care vă spun, de unde cumpăr eu numai bunătăți, foarte proaspete și gustoase. Mai cumpăr și pentru cățeluși ce mai găsesc și pentru noi. Produsele sunt extraordinar de bune, proaspete. De aici cumpăr șunculița aceea de ardeal de care vă spuneam. Afumată și bună. Și sunt o grămadă de produse. Ia uitați aici, afumături de toate felurile. Care de care mai bune și mai gustoase.
numai bunătăți. Iubitoți, a venit de 5 ani. Bravo, e mulțumită. Polonezii tot de aici iau. 23 de milioane. În urmă? Da. Cât ai? Doamna polonezii, aceea care îi cumpăr eu de porc, că m-au întrebat doamnele, sunt de Meda sau? Da, n-am știut exact, da. De Meda sunt polonezii aceia foarte bun de porc, pe care îi cumpăr mereu de aici, de la doamne. Și oasele, șoriciurile, tot absolut ce cumpăr pentru cățeluși, tot de aici. Să trăiesc, să poți să mănânci. Gata și cu măcelăria. Am făcut cumpărăturile și de acolo. Și acum să vedem cum reușesc să le pun aici. Pentru că am luat și la cățeluș din nou. Undita mai sacul cu cărniță, cu niște plămâni din aceea, au cu oase. Foarte bune sunt. Bine de carne, am înțeles că sunt oase pentru ciorbă, dar eu așa le cumpăr pentru ei. Sunt foarte bune, gustoase, în fine, le-am pe aici, o să văd cum pot să aranjez. Pentru că nu mă descurc cu o mână, este foarte greu să apuc. Gata, dragii mei, am terminat cu cumpărăturile, deja începe să se întunece. Am cumpărat și pentru cârnați, și pentru șuncă, tot ce a trebuit, pentru că mama face așa pregătiri de Crăciun, face șuncă, face tobă, cârnați. Am cumpărat câțiva cârnași din aceia care îmi plac mie, de care vă spuneam. Sunt delicioși, mie îmi plac foarte mult. Și am cumpărat tot ce trebuie pentru piftie. Mama ne face așa piftie și de porc și de curcan. Mie și Renatei ne plac piftiile așa cu carne mai multă, să nu aibă zgârciuri. Nu-mi place să rod, nu-mi plac zgârciurile. Și ca atare mama ne face așa special niște castronele pentru noi, cu carne mai multă, fără grăsim din acestea și zgârciuri. Și era așa aici aglomerație, dar doamnele sunt foarte drăguțe și am rezolvat repede și aici. Și vis-a-vis de treburile cu bucătăria, că am vorbit de mama, vreau să vă spun că am mai văzut acolo la patroana, chiar am și râs, că dumneai femeie la 65 de ani ce să muncească. Păi și care este problema? Munca te ține tânăr, te ține energic, trebuie să mai facem și altceva, nu doar să mâncăm și să bem. Doamna patroană, mama are 77 de ani, acum în mai face 78 și muncește în grădină. Ați văzut și noastră că în afară de mama și de mine nu este nimeni absolut, pentru că nu-mi place să stau să mă împiedic de altcineva prin curte sau prin casă. Ne descurcăm foarte bine amândouă, mulțumim lui Dumnezeu, și se descurcă la vârsta ei foarte bine, vorbesc de mama. Amândouă săpăm în grădină, punem răsadurile, ați văzut, punem semințele și ne îngrijim de grădină așa cum putem, amândouă. Și are 78 de ani aproape și nu se mai vaită nimeni și cred că și dumneavoastră, doamnelor, și marea majoritate a doamnelor în general au de lucru, chiar dacă au o vârstă așa mai înaintată, să spunem. Te plafonezi, ce să faci? Să stai, să te uiți la stele, doar să mănânci și să bei? Te îngrași? Sedentarismul nu este bun? Despre ce vorbim? Că a muncit mult dumneai la viața dumneai și acum vrea să mănânce și să bea. Păi cred că toată lumea a muncit, cred că n-a stat nimeni cu mâna întinsă, dar unora nu le place munca, asta este problema. Le place doar să mănânce și să bea. Și să catalogueze și să analizeze. Mai înainte de asta, cred că e cazul să se uite fiecare în grădina lui și apoi să se lege de ceilalți. Da, dragii mei, acum voi merge mai departe, mai am niște lucruri de rezolvat
și apoi voi merge spre casă. Dar mă bucur că am rezolvat repede cu cumpărăturile. Am avut ceva treburi și astăzi, dar mi-am impus așa ca ziua de astăzi să o rezerv pentru cumpărături ca să scap așa cât de cât de haosul acesta. Și va mai rămâne ce trebuie cumpărat, ce nu poți să cumpere, ați văzut, înainte cu mult timp. Pâinea și pot să văd ce mai am de cumpărat lucruri din acestea. Apă minerală, suc, mă rog, ce va mai fi. Lucrurile acestea care le poți cumpăra chiar și în ultimul timp. În rest, cam gata cu cumpărăturile. O să mai vedem dacă mama își mai aduce aminte de ceva, pentru că i-am spus din timp, mamă, fă-ți listă, ca să nu te trezești, că știi că mie nu-mi plac lucrurile acestea, să te trezești, a, mai vreau nu știu ce, mai vreau nu știu ce. Trebuie totul calculat, gândit, analizat, ca să facem lucrurile frumos, pentru că așa cu haos și cu balamuc nu se rezolvă nimic bine, știți noastră cum este. Gata cu cumpărăturile. Acum am să merg la KFC să mănânc ceva, pentru că mi s-a făcut foame. Se vede foarte frumos hotelul. Și centrul. Aici este punctul zero al orașului Pitești, parcarea Muntenia, după cum v-am mai spus. Este foarte mare aglomerație la KFC. Am să mănânc ceva și apoi am să merg mai departe, unde mai am treabă. Aceasta este hăinuța de care vă spuneam. Așa vine, îmi place foarte, foarte mult cum se așează și după cum vedeți este pielea aceasta așa, combinată cu blănița neagră. Ador combinațiile acestea de piele cu blăniță și mă simt foarte bine în ea. O ador. Merge foarte frumos și cu fustiță, și cu colanți, cu o bluziță, în fine, poate fi asortată în mai multe moduri, dar mi-a plăcut foarte mult și ca atare o voi cumpăra. S-a făcut destul de târziu, s-a făcut și destul de frig afară, este chiar ger, dar îmi place și așa. Pentru că este normal pentru vremea aceasta și așa se simte că vin sărbătorile de iarnă. Cu gel. Să sperăm că și cu puțină zăpadă măcar și câțiva fulgișori de nea. Vă pup, dragii mei, și vă doresc o noapte liniștită.